Discutăm cu liderul Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu. Schimbăm subiectul, discutăm despre opoziție. De ce n-a mers alianța, începem cu PNCCD? A fost ceva ciudat aici, pentru că totul a pornit bine în martie 2013 și apoi, pe seama unor pretexte, nu le pot considera altfel, PNC-ul a ales propriul drum. Constatarea pe care o fac eu, dincolo de dezamăgirile personale, a fost că am pierdut foarte mult timp, ținând alături un pseudopartener care nu a fost consecvent cu propriile declarații, sau, mai bine zis, n-am reușit noi să vedem că exista un calcul suplimentar și ascuns pe care PNC-ul făcea în raport cu Forța Civică. Forța Civică are, din punctul acesta de vedere, un păcat pe care toată lumea îl sesizează, deși îl exprimă în diferite moduri. Are un șef care trece bine prin sondaje, e bine plasat în sondaje și o structură pe cale să se nască, cu mult mai puțină experiență sau cu mult mai puțină raportare teritorială decât structurile altor partide. Dar știți ce vi se reproșează dumneavoastră ca lider? Aroganță, toată lumea spune că sunt arogant. Și încă ceva. E, asta nu mai știu. Că lucrați singur, că nu puteți face echipă. E, nu e așa. Totuși vin după o experiență de administrație în care n-am lucrat decât cu echipe, mai mult decât atât. Nu poți să faci lucruri bune nici într-un minister, nu poți să faci lucruri bune nici într-un serviciu de informații, nu poți să faci lucruri bune nici ca prim-ministru dacă lucrezi de capul tău, singur. Și una dintre cele mai simpatice experiențe și argument, contraargument la această chestiune e modul în care am colaborat cu partenerii mei de guvern, de cabinet. După ce am depus jurământul, ne-am strâns la orele 12, suportați o anecdotă scurtă, da? Ne-am strâns la Palatul Victoria și în jurul unei mese rotunde precum masa unde suntem noi acum, erau toate personajele tinere ale guvernului. Și le-am spus în felul următor, nu ne cunoaștem personal, doar pe câțiva dintre ei îi mai știam, nu ne cunoaștem personal bine, însă vă cer următorul lucru. 1. Ați depus jurământul pentru țară, nu ați depus jurământul pentru partid. Așadar, ordinele de partid, dispozițiile de partid, condiționările de partid, din punctul acesta de vedere, nu au ce să caute în actul administrativ. 2. La prima sesizare de încălcarea legii, în orice fel, de la încălcarea legii transparenței și până la furt sau minciună, plecați din cabinet până nu se întâmplă să vă cer eu demisia. 3. Aveți în mine cel care vă apără câtă vreme faceți lucrurile bune, așa cum le stabilim aici împreună. Aveți în mine cel care își pune pieptul în fața oricărui proiectil politic. Așa a funcționat totul ca o echipă. Noi n-am avut absolut nicio defecțiune de echipă câtă vreme au întâmplat cele pe parcursul celor 78 de zile de guvernare. Dar au fost simpatice reacțiile din partidele care îi susțineau pe tinerii miniștri, cărora li s-a reproșat îndepărtarea de partid, neascultarea față de dispozițiile de partid, neascultarea față de mentor și pun cuvântul între ghilimele, nerecunoștință, îngânfare, aroganță, când ei de fapt își făceau treaba conform jurământului pe care îl depuseseră și unei înțelegeri corecte a responsabilității ministeriale. Foarte pe scurt, despre PNCCD și relația cu domnul Pavelescu, am auzit o scenă destul de comică, da, petrecută prin decembrie, cu domnul Pavelescu vorbind despre dumneavoastră la telefon, nu foarte prietenos, crezând că vorbește cu altcineva, dar vă apelase de fapt pe dumneavoastră. E adevărat? Mai există și scăderi omenești. Deci s-a întâmplat treaba asta sau? Da, s-a întâmplat. Da. Da, asta a pus cruce oricărei. Asta a pus cruce oricărei apropieri de PNCCD, presupun. Nu, că nu raportăm nu raportăm relieful unei relații personale la ce se poate întâmpla între partide, care ar fi asta nu s-ar mai întâmpla nimic. Nu, asta ar fi o dovadă de aroganță. Nu. Relația cu PNC-ul poate fi din nou discutată după alegerile europarlamentare. Acum suntem pe căi diferite. Doamna Udrea, Partidul Mișcarea Populară. Fuziunea nu s-a putut face din cauza orgolilor unora ca Ungureanu.
Depinde ce înțelegem prin orgoliu. Eu când aud chestiunea cu orgoliu, mi-aduc aminte că na, tot hoțul țipă că e pe gubaș. Nu e vorba de orgoliu aici. Aici este pur și simplu vorba de o chestiune foarte clară pe care o explic istoric. Noi am avut discuții cu cei care începuseră să construiască PMP-ul. Domnii Tomac, Baconski, Petrescu și alții, domnii Papahagi, începând cu septembrie anul trecut, discuții în care am analizat diferite scenarii. Pornisem de la un principiu că partidele trebuie să fuzioneze la un moment dat. Juridic, însă, era imposibil ca acest lucru să se întâmple pe durata anului 2014, pentru că ar fi însemnat tribunal, ar fi însemnat nenumărate probleme generate de mersul dosarului prin instanțe. Și atunci, cealaltă opțiune ar fi fost o alianță electorală. Alianța politică, de asemenea, ar trebui să stea prin tribunal, să întârzie, depinde de termenele justiției, nu mai intru în detalii. Dar aceste discuții n-au fost niciodată negocieri. Negocierile înseamnă echipe tehnice care stau față în față și iau fiecare detaliu cap la cap și încearcă să-l acomodeze. Mai mult de atât, a existat o atmosferă pozitivă apropierii de acțiune între cele două partide, atât între militanții noștri, cât și între militanții celuilalt partid. Noi am crezut atunci că ideea fuziunii prin absorpție cu care s-a vehiculat la masă e doar un viol politic. Da, e doar așa am spus la un moment dat, da. Cu glumă, cu zâmbet. Odra v-a răspuns că nu se pricepe la violuri. Poate dumneavoastră. Da, nu știu, răspunsul ăsta oricum nu-l consider demn de un om politic, în general. Nu răspuns demn de om politic și e bine să ne stăpânim când e vorba de talentul norvegian de a face politică. Trebuie să fim calmi, să fim calmi că șanțurile nu trebuie să transforme în prăpastii, că după aceea nu mai faci politică. Da, eu sunt îngăduitor, înțeleg și în aroganța mea cea mare, am loc de dialog pentru toată lumea. Revenind. Deși dacă făceați fuziune, acum erați pe afiș cu doamna Udrea în frunte, tractând lista de candidați. Nu știu ce ar fi ieșit după, dar... Apropo, nu e o greșeală totuși că v-ați pus în fruntea listei de candidați, pentru că în cazul în care Forța Civică, să zicem, e ipoteza asta, nu va depăși pragul de 5%, chit că spuneți că va depăși tot, spun asta, că intră fără probleme în Parlament, dar avem ipoteza asta, nu intrați. O discutăm, sigur. Ar fi o mare problemă pentru viitorul candidat la prezidențiale. Păi, n-ai reușit să intri în Parlamentul European, ce vrei de la prezidențiale? Nu cred asta, că sunt două lucruri complet diferite. Lupta pentru Parlamentul European este o luptă de structuri de partide, iar lupta pentru prezidenție este o luptă de personalități, de indivizi, cum ar veni. Până pe 25 mai vorbim de partide, de pe 25 mai încolo vorbim de oameni, de inși. Asta e una la mână. Doi, nu este neapărat relevant, de vreme ce absenteismul va fi foarte, foarte mare. Dar n-am cum să nu privesc cu atenție și cu speranță alegerile din 25 mai. Este pentru Forța Civică, este un examen dificil. Este un examen însă pe care lumea din partid îl privește cu multă maturitate și, cred eu, cu suficientă energie. Mai mult decât atât, vreau să vă spun ceva, spre deosebire de modul în care privesc alții. Vedeți că și raportarea la rezultatul acesta, intru în Parlamentul European, ascunde undeva aroganță în sensul adevărat al cuvântului, nu doar așa poetic. Și dacă este 1% pe care îl câștigi ca partid, datorezi respect tuturor celor care s-au uitat către tine și te-au susținut politic votându-te. Și 1%, 1% înseamnă foarte mult. Poate să însemne cam 50.000 de voturi. Tot respectul pentru cei care o fac. Altfel spus, că este 1%, că vorbim de 3 sau vorbim de 5 sau de 10, respectul pe care trebuie să-l ai ca partid este acela și să le mulțumești celor care au venit către vot, restul rămânând pentru tine în explicarea situației de fapt. Vedeți un candidat unic al dreptei după europarlamentare? Până în urmă cu 3-4 săptămâni aș fi zis da. Acum sunt circumspect asupra. Ce s-a schimbat? În primul rând, dinamica
dinamica politică din România. Eu am să spun foarte deschis. Din decembrie 2012 am spus că este nevoie, și dumneavoastră știți foarte bine și cei care se uită la noi, am spus că este nevoie de unitate de acțiune a forțelor din dreapta. Necesitatea și urgența determină această înțelegere. Răspunsurile au fost fie nu ne interesează, vrem să ne vedem de partidul nostru, sau lasă că discutăm după europarlamentare. Adevărul este că această întârziere a jucat în favoarea PSD-ului, PSD-ul fiind interesat în fragmentarea dreptei. Pe cale de consecință, PSD-ul este interesat și în fragmentarea opțiunilor de candidatură la prezidențiale. Ori eu văd că există tendințe în conducerile unora dintre partidele din centru-dreapta de a acomoda relația cu PSD-ul, pregătindu-se pentru răul cel mai mic, cum ar veni. Unde vedeți tendințele astea? La ce partid? La PSD? La PDL? Le văd peste tot. Și la PDL? Da, le văd peste tot. Și la PMP? Peste tot, pentru că văd oameni care spun, în cazul în care, și din păcate lideri de partide, în cazul în care... Și la PNL? Ei au fost în alianță. De data asta mă raportez la PNL ca partid al USL-ului, ca partea USL-ului. Dacă ajungem în situația de a alege între Ponta și Antonescu, să spunem, alegem răul cel mai mic. Când pleci la bătălie cu ideea că alegi răul cel mai mic, dintr-o dată ești înfrânt. Nu mergi la bătălie niciodată cu gândul că pierzi. Trebuie să mergi cu gândul că te duci să câștigi. Și este o filozofie păguboasă, e filozofia anului 2000, când am avut de ales între Iliescu și Vadim Tudor. Adevărata filozofie pe care trebuie să o înțelegem cu toții este cum alegem între bine și rău. Răul este clar ceea ce e la putere astăzi. Are față, are nume, are identitate, biografie, ce vreți să spuneți? Binele nu mai e atât de clar. E, aia e între rău și bine sau între bine și mai bine. S-ar putea, ca să revin la întrebare, ca turul întâi să ne prindă cu două, trei opțiuni prezidențiale pentru din centru-dreapta. Păi, scurt, și turul Predoiu va candida, clar, nu cred că se retrage. Am văzut povestea cu posibilul tandem. Ați negat și unii și unul și celălalt. V-ați întâlnit pe la Brașov, dar înțeleg că a fost o întâmplare. Absolut întâmplată. Așa. Deci Predoiu va candida din partea PDD. Doamna Udrea va candida din partea PMP? Nu știu. Sau altcineva? Nu o vedeți știu. Candidat pe doamna Udrea? Chiar nu știu. Sincer, nu știu. PNL va avea candidat Antonescu sau Iohannis? Deocamdată Antonescu, puneți-mi întrebarea din nou la jumătatea acestui an. După europarlamentar? La jumătatea acestui an. De ce? După iulie. De ce după iulie? Există în PNL două curente de opinie în momentul acesta față de viitorul PNL-ului până în sfârșitul anului, față de opțiunile PNL-ului până în sfârșitul anului. Un curent care spune noi cu ai noștri și ne strângem în cetate, de vreme ce am ieșit de la guvernare, și care este relativ majoritar în structura centrală de conducere a PNL-ului, și un curent care caută reacomodarea cu PSD-ul în anumite situații la nivel local. Care e mai puternic? Acolo unde PSD-ul este cu adevărat puternic, unde există președinți de Consiliul Județene de la PSD, care condiționează opțiunea politică a aleșilor PNL, a primarilor, deputaților, senatorilor și așa mai departe. E, nu știu care dintre cele două tendințe va fi decisivă, din cauza asta lăsăm răspunsul pentru jumătatea acestui an, după ce probabil, în urma alegerilor din 25 mai, vor fi avut deja o întâlnire a biroului politic național. Deci vedeți o ocazie ca USL să se refacă? Nu. Văd o ocazie ca PNL-ul să fie supus unei mari încercări. Sciziunea. Sciziunea? Da. Ruperea între aripa PSD-iștilor și... Într-o aripă PNL pură, dură, da, de centru-dreapta. Cu Antonescu în frunte... Sau cu Iohannis în frunte, asta e important. Greu de spus. Antonescu greu în control ar lua, să știți că ar rămâne în opoziție. Nu există președinte, președinte de partid în spatele căruia să nu crească pofticioși la aceeași poziție. Alt președinte de partid. Exact. Așa că nu avem de unde știi. Și în o aripă... spatele dumneavoastră n-am văzut.
pofticioși. Asta e marea dumneavoastră calitate care vi se reproșează, calitate în ghilimele, că nu lăsați să crească nimic, niciun pofticios. Păi nu știu, eu v-aș provoca să veniți să întrebați pe cei care care sunt alături de mine în BPN, în Biroul Permanent Național, și să întrebați cum vă împăcați cu președintele partidului. Înapoi la PNL. Înapoi la PNL, da. Iar celălalt candidat votat de Forța Civică sunt eu și deocamdată suntem trei. Nu știu ce se va întâmpla până în... Tăricianu aruncat, încurajat de PSD să candideze. Curtat în continuare. Pus să candideze, îl vedeți? La un moment dat aruncat confuzeze dreapta. Așa eu zis. Cred că după declarația recentă a lui Victor Ponta e puțin probabil să mai existe varianta Tăricianu. De ce? Pentru că presiunile care sunt asupra președintelui de partid sunt foarte mari. Nu, dar și eventual să candideze Victor Ponta din partea PSD și Tăricianu să-și anunțe o candidatură independentă pe dreapta, susținută evident cumva așa de PSD. Doar pentru a rupe voturi. Da. Sigur că se poate și așa ceva, dar în condițiile, absolut orice manevră de acest gen, joacă în favoarea desemnării unui unic candidat la prezidențiale din partea Forței Civice, PDL-ului, PMP-ului, PNC-ului chiar. Altfel spus, aștept să văd ce construiește PSD-ul, pentru că absolut orice ar face, inclusiv faptul că l-ar arunca pe Victor Ponta în față la prezidențiale, e un motiv în plus pentru a încerca să venim în turul întâi cu un singur candidat, nu cu doi sau trei. Slabe speranțe, puțin probabil că se va întâmpla așa. Poate în turul 2 sigur va fi un candidat unic, dar să vedem cât de susținut va fi el de toate partidele de dreapta, unde vedem că sunt orgolii foarte mari. Dar nu e problema de orgolii. Mulți au calcule meschine, strict personale, și liderii aici, trebuie să acceptăm lucrul acesta, au calcule de partid. Momentul în care cineva vine și îți spune faci cu mine fuziune prin absorpție. E un calcul de partid în spatele unei asemenea invitații, nu este un calcul personal. Ei, și tu spui nu, că nu vrei să cazi în această ipoteză, nu vrei să dai curs acestei ipoteze. Și atunci, sigur, vine micul joc retoric, ești orgolios, nu vrei, în fine. Aud că bate sara în lung și în lat, faceți campanie la firul ierbii, cum se zice. Deja de un an de zile. De un an de zile. Dar cât timp o să mai faceți asta? Pentru că eu cred că există riscul să pierdeți din vizibilitate. Știți cum e în politică. Nu apar la TV, nu există. E adevărat, dar nu am mijloacele financiare și logistice pentru a putea câștiga ospitalitate garantată din partea vectorilor media național, drept pentru care merg între oameni, cred că și așa trebuie făcută, sau în principal așa trebuie făcută politica, relaționând direct cu alegătorii, în același timp dând atenție pe strategia noastră de comunicare factorilor media la nivel local, unde dezbaterile sunt de multe ori de o calitate superioară celor pe care le vedem zi de zi la posturile sau la stațiile naționale. Mai este o chestiune aici. Am văzut că rare ori se pronunță acest lucru. Oamenii politici sunt formatori de opinie. Că nu știu să se comporte sau că știu să se comporte, că spun o prostie sau că zic un lucru adevărat. Ei formează opinie. Opinia aceasta se poate forma oriunde, și la Darabani în nordul județului Botoșani, și la Bechet în sudul Olteniei, și la București, și la Timișoara.